Din această săptămână, în zona 3 centru a județului, operează o nouă firmă de salubrizare. Odată cu această modificare vin și alte schimbări, astfel în municipiul Hunedoara, începând din 1 noiembrie, trebuie depuse declarațiile pentru stabilirea cuantumului taxei de salubrizare, taxă ce va fi achitată la primărie. Nemulțumiri sunt și legate de faptul că ADI Deșeuri nu s-ar fi consultat cu reprezentanții primăriei Hunedoara în luarea unor decizii. Ca urmare a evoluțiilor din ultima perioadă înregistrate în cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Hunedoara, primăriile sunt obligate să treacă de la tariful pentru gunoi menajer, achitat până acum la Asociația de Proprietari sau direct către vechiul operator de salubritate, la taxa de salubrizare, care se plătește la primărie. De asemenea, mare parte dintre schimbările făcute de către ADI Deșeuri ar fi fost luate fără votul reprezentantului municipiului Hunedoara. Primăria municipiului Hunedoara a votat în adunarea generală a asociațiilor ADI Deșeuri doar rezilierea contractului cu vechiul operator. Toate celelalte decizii privind un nou operator, stabilirea și trecerea de la sistemul de tarif la cel de taxă au fost luate fără votul reprezentantului municipiului Hunedoara în AGA ADI Deșeuri. Suntem însă obligați să ne conformăm deciziilor luate în cadrul ADI Deșeuri, fapt care presupune atât un disconfort pentru cetățeni, cât și un efort logistic și de personal din partea primăriei. Dorim totuși să asigurăm cetățenii municipiului Hunedoara că dacă tot avem un nou operator de salubrizare, dar și o taxă de salubritate mai mare cu aproximativ 3 lei de persoană față de vechiul tarif, vom face toate demersurile necesare pentru a avea în Hunedoara servicii de salubrizare pe măsura banilor plătiți lunar. Astfel, Consiliul Local Hunedoara a adoptat un regulament de instituire și administrare a taxei de salubrizare. Conform noului regulament, proprietarii de imobile trebuie mai întâi să depună o declarație pe propria răspundere privind numărul de persoane care locuiesc la fiecare adresă. Declarațiile se depun începând cu data de 1 noiembrie la sediul primăriei municipiului Hunedoara în clădirea nouă, de luni până miercuri între orele 7:30 și 16:30, joi între orele 7:30 și 18:30 și vineri între orele 7:30 și 16:30. De asemenea, declarațiile se mai pot depune și la casieria aflată în piața Obor, precum și la registratura DAS din clădirea pieței Dunărea. Termenul de depunere a declarațiilor de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare este data de 24 decembrie 2022. În cazul nedepunerii declarațiilor, impunerea taxei se va face din oficiu. Taxa pentru luna curentă se achită până la data de 15 a lunii următoare. Ea poate fi achitată și anticipat. Pentru utilizatorii casnici, taxa este de 14 lei și 63 de bani pe persoană pe lună, iar pentru utilizatorii non-casnici, taxa este de 373 de lei pe metrul cub cu TVA inclus.